A fost panică sâmbătă seara în zona aeroportului din Drobeta, Turnu Severin. O casă a fost lovită de fulger. La fața locului au intervenit pompierii pentru lichidarea incendiului. Vremea și-a spus cuvântul în Drobeta, Turnu Severin. Acoperișul unei case de la marginea orașului, în zona aeroportului, a fost lovit de trăznet. Pe imagini se vede clar scurt circuitul format în urma trăznetului. Intervenția rapidă a pompierilor și faptul că a plouat în continuu i-au salvat pe proprietarii casei de la o tragedie. Pagubele materiale nu sunt însemnate. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit în zona aeroportului la un incendiu produs la o casă de locuit. Ajung la fața locului, am constatat că ardea acoperișul pe o suprafață de 10 metri pătrați. Am intervenit cu două auto speciale de lucru cu apă și smuș și autoplatformă pentru stingerea incendiului. Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite. Pagube însemnate sau? Pagubele datorită intervenției foarte prompte au fost unele foarte mici. Sâmbătă seara, la Drobeta, Turnu Severin, a plouat torențial, iar tunetele și fulgerele și-au făcut de asemenea apariția.